Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la Papi Kitchen, bucătarul. Astăzi vom pregăti stridii de mare. Avem aici 12 bucăți normal. Aricei de mare, tot așa 12, și scoici de mare. Bineînțeles că astea sunt foarte bune, trebuie să le bag puțin în apă să le curăț. După care trebuie desfăcute și puse așa pe platou. Cine le acceptă le mănâncă crude, cine nu o să le pun puțină maioneză și usturoi pe lângă, niște mărar, ca să fie gustul mai plăcut. Mică pauză. Deci, pentru a le deschide, cuțitul trebuie băgat undeva aici pe jumătate și tăiat corpul care este lipit de scoică. Pentru asta avem nevoie de mânuși speciale, care nu le avem, și de un cuțit mai special, care e mai mititel și care intră la fix acolo unde avem nevoie. Dar noi o să folosim o cârpă. Așa, ia să punem așa. Uite așa. Ce se vede? Ok. Și vom vedea cum ne vom descurca. Ia să vedem. Deci băgăm cuțitul așa încetișor. N-am mai făcut asta, fac prima oară în... De-aia trebuie mânuși, pentru că trebuie, ea s-a închis și trebuie să o deschidem ușor, ușor. O parte asta. Sunt proaspete, ea se ține bine acolo. Aha, o să dăm pe partea asta, așa. Gata, perfect, o să mergi repede, ia. Ia uitați. Superb. Asta e o bucată. Și asta e cealaltă bucată. Toată asta se mănâncă. Tot se mănâncă. Bun, hai să începem și cu a doua. Sunt pline de calcar, nu sunt curățate, sunt proaspete, luate de acolo. Deci băgăm așa pe aici, trebuie să le adaptăm și noi. Și nu așa că le-a. Perfect, deja gata, avem cuțit bun. Ia uitați, perfectos. Asta e ce trebuie tăiat aici, asta ține, vedeți? Altele rând. Hai că merge. Merge. Ia uitați, hai și următoarea. Băgăm, că n-am fost prea pe fază să vă arăt. Băgăm cuțitul pe aici prin față. Ridicăm puțin și împingem. Și dăm așa până simt, să simte că dăm de mușchi. Mai bem puțină cafea. Perfect, o să ia uitați, după aia desfacem. Și ia uitați. Perfectos. Se simte mare, excelente. Ia uitați, și încă una. Normal, au apă în ele, apă de sărată de mare. Dar... Uitați, acolo. Gata. Merge repede, numai să nu împingeți, nu trebuie împins. Uite, vedeți, asta are apă, care e bună, ia să vedem. Wow, apă sărată de mare, excelentă. Numai că nu trebuie băută multă, că dacă beți multă, îi se face rău. Băgăm cuțitul așa, op, dăm de corp, ridicăm capacul. Uite așa, și gata, scoica, perfect, o să ia uitați, tot asta se mănâncă, ia uitați, perfect, o să, hai și următoare, băgăm cuțitul, căutăm nervul, acolo e,
Îi dăm un mic cuțitaș și gata. Super. Să le mai îngrăvădim puțin așa pe aici. Uite așa. Uite așa. Perfectos. Doi, patru, șase. Bun. Primul platou l-am terminat. Urmează platoul al doilea. Punem așa mai artistic, că vin invitații imediat. Așa, așa. Perfecto. Bun. Astăzi, stridiile mele, ia uitați-le ce culoare frumoasă. Au încă apă de mare în ele. Le servim simple, crude, sau eu am pregătit niște maioneze și cu usturoi și o să punem alături pentru cei novici care n-au mâncat. Mie îmi plac la nebunie, dar am început și eu tot așa, cu maioneză, cu ketchup, cu toate astea. Bun, vă mulțumesc pentru atenție. Haideți cu următorul aperitiv.